Bună seara, dragii mei! Bună seara, dragile mele! Bine v-am regăsit la o nouă etalare, o etalare generală. De această dată discutăm despre un subiect destul de delicat pe care dumneavoastră mi l-ați sugerat acum ceva luni. Repetitiv am întâlnit un caz, mai multe cazuri în care există acel trio. Persoana la care dumneavoastră vă gândiți, un el, o ea, care se află acum la distanță, contrar aparențelor, persoana cealaltă a avut, are o altă relație cu cineva, s-au despărțit ulterior, s-au împăcat, însă în toată această perioadă ar fi dat semne sau v-ar fi dat semne cumva că vor să se reîntoarcă la voi, dar surpriză după ce ați reluat cumva această legătură sau vi s-a dat de înțeles că vor să se întoarcă la voi. V-a pus pe jar, v-a pus pe gânduri, această persoană reapare cumva senină ca o floricică, bravând că s-a împăcat cu cealaltă ființă. De aceea îmi doresc foarte tare să povestim despre ceea ce se întâmplă în acest moment în relația sa actuală, dacă este adevărat, dacă nu este adevărat, dacă sunt doar niște simple aparențe, ce gânduri are, ce intenții are vis-a-vis de voi, dacă mai are intenția clară de a se împăca cu voi și atunci de ce toată această tevatură, pentru că din câte simt eu, din ce mi-ați povestit dumneavoastră, s-ar putea ca această persoană să fie indecisă, să nu știe ce vrea, mai ales dacă este o energie matură, să îi fie frică de singurătate și în acest mod să se agațe de orice persoană care îi iese în cale, pentru că voi sau pentru că nu mai are încredere că relația voastră va fi ca atunci când voi doi v-ați cunoscut. Vom vedea și despre ce gândește a treia parte, ce simte, dacă vă cunoaște, dacă o cunoașteți, pentru că s-ar putea să aflați și niște secrete. Vă mărturisesc că, din câte mi-ați povestit, nu este tocmai confortabil să discutați această problemă nici măcar cu prietenii dumneavoastră, de aceea poate că ați ales să aflați prin intermediul ghizilor spiritual, pe care îi salut încă o dată pe această cale pentru și le mulțumesc cu recunoștință pentru participarea la această etalare despre ceea ce urmează să se întâmple între voi sau dacă mai urmează să se întâmple ceva între voi. Întrebări pe care această persoană și le pune existențiale în viața sa despre voi, dacă mai merită să așteptați și așa mai departe. O să vedem despre ce este vorba. Ia să vedem. În primă fază s-ar putea să fie vorba despre o regăsire de suflete pereche sau o întâlnire, o regăsire dintre două ființe care au avut o legătură chiar din anii tinereții, din anii copilăriei, din anii adolescenței, să fi fost o regăsire dintre dumneavoastră și o persoană cu care v-ați înțeles foarte bine, cu care vă jucați, poate de asta vă spun, s-ar putea să fie o regăsire din timpuri imemoriale, dacă cochetați cu, bineînțeles, această idee. Alminteri, cred că sunt destul de multe nesincronizări între dumneavoastră și această persoană, deși la un moment dat ați părut de nedespărțit. Bineînțeles că există și o etapă de însingurare, de solitudine, de despărțire, de, eu știu, mutare. Fiecare a luat-o pe drumul său. Aici s-ar putea, de exemplu, să fie vorba despre anii copilăriei, poate de mici sau poate că s-ar putea, bineînțeles, ulterior să fi intervenit și copii separat sau, mă rog, asta în cazul în care îi aveți mai puțin pe latura aceasta, dar s-ar putea să existe și copii la mijloc. Există de asemenea o țară cu climă deșertică, climă foarte caldă, palmieri, cum se numesc acelea,
piramide, s-ar putea să fie vorba despre distanță în momentul de față dintre cele două persoane, unul aflându-se în astfel de țări, celălalt, mă rog, în țara voastră de destinație. Spuneam că în unele cazuri avem aici, așa, din prima fază, leu, ca semne zodiacale predominante, leu, scorpion, rac, berbec, taur, săgetător. Spuneam că există un soi de vulnerabilitate în toată această energie, în toată această etalare. Foarte multe persoane care vă sunt potrivnice, dușmani, aș putea să spun, păstrând un oarecare echilibru, pentru că nu vreau să scadă vibrația niciun fel al acestei etalări. Posibil ca în urmă cu 8 zile mai puțin, cred, 8, da, sau chiar și 8 zile, 8 puncte, 8 săptămâni, 8 ani, poate să fie și o relație de 8 ani cumva terminată din cauza că cineva a încercat din răsputeri să taie legătura voastră, a dumneavoastră și a unei persoane la care dumneavoastră vă gândiți. Persoana la care dumneavoastră vă gândiți în acest moment, să știți că este o ființă care se luptă cu niște demoni absolut groaznici. Și cred că dacă stăm bine și ne gândim, având în vedere că aici sunt anii copilăriei, s-ar putea ca din anii copilăriei persoana voastră să fie avut niște probleme, ori cu părinții, traume în copilărie, să sufere de teama abandonului. Este foarte important să înțelegeți sau să vă dați seama cumva despre ceea ce vine din trecut, pentru că trecutul nostru ne formează. Chiar îmi spunea cineva că să nu mai vorbesc de trecut. Nu am cum să nu vorbesc, pentru că acolo s-ar putea să găsiți niște probleme sau s-ar putea să vă dați seama de ce această persoană reacționează în unele cazuri, bineînțeles, nu se poate potrivi tuturor. De ce acționează în felul în care acționează vis-a-vis de voi? De ce sunt indecise aceste persoane? Pentru că, v-ați dat seama, vorbim despre persoane indecise, persoane care se luptă cu proprii demoni. De asta nici nu știu ceea ce vor să facă. De asta nici nu știu cu cine vor să rămână. De asta nici nu știu dacă au încredere sau sunt determinați, determinate să aibă până la urmă un viitor clar, să-și făurească propriul viitor alături de cineva, nici măcar nu mai este vorba acum nici de dumneavoastră, nici de cealaltă parte. Nu știe până la urmă încotro să o apuce și dacă se agață cu disperare de alte persoane, pentru că cu voi posibil să nu le fi mers, În multe cazuri se agață tocmai pentru teama să nu se repete ceea ce s-a întâmplat în trecutul lui sau, bineînțeles, în trecutul acestei persoane. Încă mai are de luptat, să știți, această persoană. E adevărat, face niște greșeli, a făcut niște greșeli și în continuare va face niște greșeli și față de dumneavoastră și față de propria persoană și față de cealaltă ființă. Pentru că cealaltă ființă nici nu știe biata de ea, în ghilimele de rigoare, că în timp ce ar fi fost cu sau ar fi fost în separare de el sau de ea, vă trimitea vouă semnale în unele cazuri că ar vrea să se împace cu voi. Adică avea așa un plan de backup, că dacă nu merge cu tine, lasă că merge cu cel sau cea la care oricum se gândește la mine, adică în persoana dumneavoastră. După care să vă fi dat speranțe false, este o ființă care va da speranțe false, eu știu, poate printr-un mesaj, printr-o întâlnire sau poate prin ceea ce posta pe rețelele de socializare, ulterior să se întoarcă la cealaltă ființă. Cealaltă ființă, din câte observ eu aici, să știți că îl joacă sau o joacă pe degete în momentul de față. S-ar putea ca între cele două persoane să fie o diferență de vârstă, dacă este energie masculină, energia feminină, de data aceasta, cealaltă parte să fie mai tânără,
Mai puțin invers. Mai este un aspect aici pe care persoana voastră îl ia în calcul într-o anumită măsură, faptul că este extrem de mulțumită de sine, această ființă, pentru că îi crește vanitatea, îi crește cota dacă la vârsta sa este în uniune cu o persoană mult mai tânără decât el sau ea după caz. Diferența fiind de mai mult de 8 ani, 8 ani, 18 ani, poate până la 20 de ani. Și atunci, bineînțeles, 24 de ani în unele cazuri. Sau poate că persoana voastră are în jur de 50 de ani, iar cealaltă parte, a treia parte, să aibă de la, nu știu, 24-30 de ani, 38, de ce nu? Și atunci, pentru această persoană este cumva un câștig, este o vanitate, este o bravură, pentru că nimic nu este ceea ce pare. Mai ales că dacă ar fi iubit cu adevărat, sau a iubit cu adevărat pe acea persoană, până la urmă nu vă dădea vouă întâlnire, nu vă dădea vouă mesaje, nu apărea sau reapărea în viața dumneavoastră, discuta după care dispărea din viața voastră. Practic, nu aș spune că a încercat să joace la două capete, cum s-ar spune așa, într-o expresie, pentru că nu știu dacă ar fi ținut foarte tare acest lucru cu voi, însă cu cealaltă, sigur. De asta cred că cealaltă nici măcar nu știe ce îi se pregătește. Cumva și cealaltă persoană, deși, mă rog, aparent îl joacă pe degete sau o joacă pe degete, sunt așa cumva ca la... Nu știu cum să vă spun, ca la zaruri, știți? Hai, dă tu primul, acum e mutarea ta, urmează mutarea mea. Un joc din acesta pe care cred că persoana dumneavoastră nu mai era cazul să îl mai joace, mai ales că este o energie matură. Sau poate că este o energie matură care se poartă, bineînțeles, ca la vârsta copilăriei. Este teamă să-și rate vulnerabilitatea, poartă destul de multe măști și față de acea persoană și față de dumneavoastră. Cumva mie mi se pare că această ființă s-a bucurat la un moment dat că este dorită de ambele părți, și de dumneavoastră și de cealaltă, și de cealaltă parte. Însă, deosebirea între cele două ființe, dumneavoastră și cealaltă, este că unul dintre voi, dintre dumneavoastră, are mai multe obligațiuni sau sunt anumite piedici între voi doi. Cealaltă ființă e liberă. Este liberă de contract, poate să nu dă la nimeni socoteală, poate să facă ce vrea. Poate să fie ea, poate să fie dumneavoastră sau el, invers. Cealaltă este situația mult mai complicată. Poate că are copii, poate că este în divorț, poate că are un soț sau o soție, poate că are un statut social, are un statut material, este cunoscut în societate sau cunoscută sau în comunitate și atunci este mult mai greu să fie cu dumneavoastră. Eu cred că mai mult despre dumneavoastră este vorba, este mult mai greu să fie cu dumneavoastră decât cu cealaltă persoană, care, practic, v-am spus, nu dă socoteală la nimeni. Și atunci a ales calea simplă. Păi de ce să mă implic eu într-o relație în care va trebui să aștept? Va trebui să, va trebui să, va trebui să, când am calea ușoară, mai ales dacă cealaltă persoană mă acceptă, de ce nu? Că sunt mai în vârstă, nu contează, poate că persoana noastră este și sigură din punct de vedere material, financiar, așa că de ce să lupte? Asta denotă faptul că poate nu v-a iubit suficient sau posibil să-i fi trecut dragostea vis-a-vis de voi, pentru că a căutat aceeași intensitate la voi și cred că a avut o anumită strategie. Dacă nu merge cu una, merge cu cealaltă. Sau dacă nu merge cu unul, va putea să meargă cu celălalt. Ia să îmi întind eu antenuțele să iau pulsul. Oare mă mai acceptă înapoi? Adică mai sunt șanse să cuceresc această persoană?
Pentru că sunt destule ființe care m-au întrebat, destule persoane dragi mie, care m-au întrebat, zic, mi-au spus, ok, păi s-a întors la mine, ne-am împăcat, am vorbit 2, 3 zile, o săptămână, 2 săptămâni, după care a dispărut din nou și nu știu ce se întâmplă cu el sau ce se întâmplă cu ea. Posibil ca această persoană să considere că nu mai este aceeași tensiune între voi cum a fost la început, posibil să nu mai aibă încredere că voi doi veți fi împreună, și alege calea ușoară. Mai bine, ori cunosc pe altcineva mai tânăr, mai frumos, mai, în sfârșit, mai liber, să nu dea socoteală la nimeni, îmi trăiesc viața, trăiesc momentul și apoi om vedea ce se întâmplă, decât să stau să pierd vremea și nici nu știu dacă iese ceva cu această persoană. Din nou, vedeți, există aici niște regăsiri, de asta spun, din anii copilăriei. Ori există copii, vedeți, uite, o diferență și de 22 de ani, de asta spun 19, 22, cam pe aici. Această persoană cumva își ia asupra sa, dacă vreți, vis-a-vis de cea de-a treia parte, ia asupra sa niște îndatoriri sau în momentul de față, în momentul în care noi discutăm acum, s-ar putea să își pună pe cap o căciulă foarte mare. Niște îndatoriri pe care nu știu dacă poate să le ducă la îndeplinire. Altfel spus, persoana voastră, în momentul de față, este dispus să facă niște propuneri acestei ființe. Ori există la mijloc o sarcină în evoluție, ori cealaltă persoană vrea să facă un copil sau împreună, bărbați, femei, v-am spus, energiile se întrepătrund, până la urmă nu vorbim despre femei, bărbați, ci despre energii. S-ar putea să fie de acord dacă cealaltă persoană îi propune să aibă o familie, să conceapă un copil, etc., etc. Sunt șanse chiar să, v-am spus, chiar să fie o sarcină în evoluție, dacă există. Dacă nu, sunt discuții de genul ori suntem împreună ca familie, facem și copii, ori dacă nu, fiecare la scara lui. Și atunci există șansele unui compromis. Această persoană cred că o să aibă o săptămână, dacă vreți, o săptămână destul de oarbă, mai ales dacă este din zodia Săgetător, Scorpion, Rac, Taur, am spus leu la început, Capricorn. Există un compromis, există o discuție de genul n-am avut ce să fac, mi-a făcut un copil sau ce să fac, am un copil cu el sau cu ea, dar eu te-aș fi vrut și pe tine, dar cu tine e mai greu, așa de bine de rău, ea este singură, singur, nu știu, este o ființă atât de nehotărâtă și în ultima perioadă este determinată să arunce cu capul într-o situație care o să-l depășească sau o să o depășească fantastic de tare. Este o perioadă extrem de încărcată emoțional, s-ar putea să primească chiar această veste că, mă rog, dacă rezonați cu această etalare că este însărcinată cea de-a treia persoană. Rugămintea mea este să nu uitați că este o etalare generală, o energie colectivă și nu se poate potrivi tuturor. Preluați doar mesajele pe care le credeți că se pot identifica cu situația dumneavoastră. Sau luați de aici doar elementele cu care rezonați ca să alcătuiți tabloul problemei dumneavoastră pentru a avea o viziune totală, așa, o viziune mai clară asupra problemei pentru a ști ce să faceți în viitor în linii mari. Nu este un ghicit, este o călăuzire, un ghidaj spiritual pentru a ști cu ce ați putea să vă confruntați. Asta în cazul
persoanelor care nu știu de ce ființa lor s-a sucit așa la 180 de grade. Nesiguranță, cerere în căsătorie, nesiguranța faptului că această persoană este 100% convinsă că este îndrăgostită de cea de-a treia persoană. Cred că dumneavoastră sunteți în măsură să citiți despre o logodnă. Deci nu mică vă va fi mirarea ca în unele cazuri să citiți pe rețelele de socializare că s-au și logodit, că a cerut-o sau că l-a cerut de bărbat sau a cerut-o de nevastă. Dar există asupra acestei situații de trio, planează grav această neîncredere. Pentru că voi și dacă citiți despre ei sau despre ele și dacă vedeți în social media această propunere, această strategie a persoanei dumneavoastră, nu credeți sau lăsați cumva în mâna destinului această situație și cred că privind partea plină a paharului, cred că din acel moment vi se ia un văl de pe ochi, mai ales dacă ați dezvoltat așa un soi de obsesie față de această persoană și cred că dumneavoastră veți tăia răul de la rădăcină, blocând totalmente această persoană și a nu-i mai da voie vreodată să vă inducă în eroare. Pentru că această persoană v-a indus în eroare. 100% a lucrat pe două fronturi sau a luptat pe două fronturi, a sărit dintr-o barcă în cealaltă. Atât că voi nu le-ați dat ocazia să fiți acea opțiune la care se pot întoarce oricând doresc ei sau ele. Motiv pentru care această persoană a văzut că poate nu e loc în sensul că trebuie să demonstreze reîntoarcerea, a preferat să dispară. Este o persoană, dacă vreți, și sper să nu vă supărați pe mine, dar așa cum simt în acest moment, o persoană lașă, care și dacă ar fi fost împreună cu dumneavoastră, sunt șanse foarte mari, peste 70%, să facă la fel cum se întâmplă și în cazul celei de-a treia persoană. Că de asta vă spun, drăguța de ea, pentru că aici eu simt că este vorba despre o energie feminină, nici nu știe că în toată această perioadă în care nu au fost împreună, vă dădea semne și dumneavoastră. Adică lucra și pe frontul acesta, dându-vă semne sau în multe cazuri, cum i-ați povestit, v-ați și întâlnit, ați și stat de vorbă, v-ați și îmbrățișat, poate v-ați și sărutat, în sfârșit. Sau poate că pur și simplu ați avut aceste semnale. Și în felul acesta, cred că vi se ia de pe ochișori acest val. Deci odată cu anunțul pe care această persoană s-ar putea să-l facă pe rețelele de socializare, această logodnă, propunere de logodnă, căsătorie, sarcină, cu atât mai mult lucrurile se vor clarifica pentru voi și vă veți da seama că cine a pierdut, de fapt, în toată această ecuație a fost cealaltă persoană și în niciun caz dumneavoastră. Cifra 5 sau o lună a 5-a extrem de importantă pentru voi, la fel luna a 8-a sau cred că noapte zile, mare sau să nu vă fie mare surpriza dacă posibil să aflați despre această cerere sau această propunere a persoanei voastre celelalte, de să aflați de această propunere. Vedeți? Ființa dumneavoastră, ce să vă spuneam, a lucrat pe două fronturi, a luptat pe două fronturi. Vedeți? Diferența de vârstă între dumneavoastră și cealaltă persoană, aici sunt foarte multe lucruri care practic concură la determinarea persoanei dumneavoastră de a alege
calea ușoară, calea telurică, calea în care banii au o importanță extraordinară, superficialitate, o diferență de creștere spirituală dintre dumneavoastră și această persoană. Practic, o schimbare, dacă vreți, de atitudine în această ființă voastră, în persoana voastră. Practic, voi ce ați avut la început, până la urmă, a fost o chestiune admirabilă, a fost o dragoste de la suflet, de la suflet. Această persoană a schimbat dragostea ca educație fizică și sport în iubire profundă, i-ați arătat ce înseamnă iubirea profundă, iubirea de la suflet la suflet, i-ați arătat ce înseamnă o comunicare telepatică sau ați simțit împreună această comunicare telepatică, ați simțit că unii dintre voi sunteți suflete pereche. Însă, unul învață o lecție, celălalt rămâne în acel vis din care nu se poate trezi. Încă, persoana dumneavoastră nu poate să treacă dincolo de acea barieră în care vede altfel lucrurile. Nu este de acuzat nici cealaltă persoană, nici, mă rog, nu este de acuzat. Nu este de acuzat în sensul că așa este construită, adică niciodată n-a fost o persoană care a rămas până la adânci bătrâneți posibil lângă o persoană. De asta zic că lucrurile acestea le va face și în continuare, pentru că așa este, are o problemă din copilărie, din trecut, dacă nu șorozelul și dacă nu șomoară acel demon cu care se confruntă, la fel va face și după a treia persoană, va mai fi a patra, va mai fi a cincea, va mai fi a șasea și dacă era cu dumneavoastră, tot așa, o mai urma a prima, a doua, a treia. Iar dacă dumneavoastră ați ales și ați făcut acel pas de a tăia rău de la rădăcină, atunci este o chestiune admirabilă pentru că în felul acesta vi se ia acest văl de pe ochi și vă veți da seama că întotdeauna această persoană nu poate să fie o persoană a unei singure femei sau o femeie a unui singur bărbat. S-ar putea ca în final, după aproape un an de zile, să aveți o clarificare vis-a-vis de această persoană, bineînțeles dacă vă aflați în această situație. Persoană, energia masculină, persoane șatene cu ochii căprui, în general s-ar putea să fie ușor grizonați sau să se poarte în ca vârstă, deci dacă are o vârstă mai înaintată, să se poarte ca un adolescent sau să-și poarte haine colorate, gen roz, bleu, să arate așa ca un sau să, deci știți cum să încerce să arate mai tânăr decât este. Știți, dacă are 60 de ani, să arate ca unul de 40 sau să-și facă tot felul de chestiuni. Dacă e grizonat, să-și facă nu știu ce fel de freză aiuristică sau să poarte un cel în ureche sau să arate cumva că încă este la vârsta aceea, mă rog, în care poate să aibă orice femeie pe care și-o dorește sau invers. Orientată, bineînțeles, această persoană către partea aceasta financiară. Deci, să știți că acordă o importanță foarte, foarte mare părții financiare, banului. Îi place să aibă o viață lejeră, cu bani, îi place să trăiască, să nu-i lipsească nimic, să participe mai nou la, eu știu, întâlniri cu tot felul de oameni foarte tineri, poate cluburi, poate întâlniri, eu știu, petreceri și așa mai departe. Deci încearcă cumva să se alinieze acestor energii mult mai tinere decât ei sau decât ele. Evident, poate să fie vorba și despre o căsătorie sau un divorț în care persoana voastră a ales o altă ființă în detrimentul dumneavoastră, orientată, bineînțeles, către persoane care, până la urmă, sunt superficiale, dar îi oferă momentul prezent și îi oferă, bineînțeles, gâdilarea acelui ego, dar nici nu știe ce îl așteaptă. Energia feminină despre care vorbesc acum, dacă sunteți dumneavoastră persoane cu părul închis la culoare sau grizone, cumva din negru sau șaten blonduț cu deci părul mai deschis, ochișorii
închiși la culoare, cealaltă persoană s-ar putea să fie o persoană roșcată, blonduță, roșcată cu ochii negri sau verzi. Iar este o persoană care nu se sfiește niciodată să-și arate senzualitatea, nurii s-ar putea să, dacă o cunoașteți, sau că poate să fie vorba despre energie feminină, s-ar putea chiar să pozeze, eu știu, sau să posteze tot felul de poze, de fotografii în care apare mai mult goală, mă rog, rochii foarte decoltate, etc. Știți despre ce vorbesc, că dacă vă cunoaște să vă facă în ciudă, să vă facă geloși, geloase, în sfârșit. Oh, da, e delicat, v-am zis, dar măcar știți ce urmează. Haideți să vedem intențiile pe care le-ar avea acum vis-a-vis de voi, pentru că intențiile vis-a-vis de cealaltă persoană, cred că ne-am dat-o cu toții seama. Ce intenții au vis-a-vis de voi? Ia uitați, și un scorpion. Să știți că în unele cazuri energia masculină are și mustață, să știți. Să știți că vis-a-vis de voi și săgetător, vis-a-vis de voi, în momentul de față, decizia este de a pune capăt relației, dar în momentul de față. De asta vă spuneam că este o persoană indecisă. Și dacă nu sunteți pe poziții foarte tare și dacă încă se continuă aceste gânduri către această persoană transformate într-o oarecare obsesie, este foarte ușor acestei persoane să manipuleze. Să știți că este o persoană manipulatoare, nu știu cum să vă spun, fără a-i trimite așa gânduri mai puțin plăcute. Este o persoană care manipulează foarte ușor. În momentul în care vă știe acolo că vă gândiți cel puțin, pentru că comunicarea între voi este extraordinară, telepatic este 100%, aveți o comunicare telepatică extraordinară și știe și vă face geloasă și vă face gelos, postând tot felul de chestii sau aflând pur și simplu de intențiile sale prin terțe persoane. Știe că vă enervați, știe că vă poate induce în eroare, o face de fiecare dată, când are, bineînțeles, ocazia. Însă vreau să vă spun că această carte înseamnă finish și renaștere. Pentru că spuneam de intențiile față de voi. Asta înseamnă manipulare din partea acestei persoane. Știe că atâta vreme cât voi vă gândiți la ei sau la ele, știe că atâta vreme cât vă simte că vă gândiți la aceste persoane, practic este un fel de reacțiune la acțiune. Dacă dumneavoastră, cum să vă spun, dacă dumneavoastră postați să-i faceți în ciuda acestei persoane, dacă aveți pe cineva sau nu știu, îi spuneți, vai, te iubesc știind că această persoană află, la fel va face și această persoană. Îi spune celelalte persoane că o iubește tocmai ca să vă facă pe voi gel. Vă răspunde cu aceeași monedă. Este o luptă continuă de, cum să spun, de forțe. Cine îi arată celuilalt ce îi arată. Eu aici mai simt că după ceartă, s-ar putea, să știți, să fie vorba și despre o ceartă între voi, să vă întâlniți și să vă certați sau să aveți așa un schimb de replici foarte dure, zic eu. Există un început și o să vreau să văd despre ce început este vorba. S-ar putea cumva, că avem Scorpion, Berbec, Taur, s-ar putea să vă țină în stand-by. Însă, din ce văd eu aici, nimic nu este ceea ce pare. Pentru că și dacă este rămâne cu această persoană în această perioadă, va rămâne, cum să vă zic, în această perioadă, dar așa să continue, nu cred. Atâta vreme cât știe că vă poate manipula, vă poate promite și vouă marea cu sarea.
discuții ulterioare, i-am făcut acea propunere, am cerut-o de nevastă sau de soție sau sunt de acord să facem un copil, dar nu este ceea ce pare, eu doar i-am spus așa, dar în inima mea ești tot tu. De asta zic să fiți foarte, foarte atenți, foarte, foarte atente, pentru că este o persoană care manipulează foarte ușor. Cred că s-ar putea să fi intrat și în criza vieții de mijloc. Foarte multe schimbări de atitudine. Bănuiesc și o bipolaritate, dacă vreți. Acum vă dă semne că totul ar fi înspre noi începuturi cu voi, după care apare așa dintr-o dată și cred că am mai spus eu și în alte etalări că va apărea așa cu un soi de veste, de secret, un adevăr care v-a fost ascuns și care vă va deturna de la ale voastre. Sau să apară că s-au împăcat, pentru că aici este vorba despre acea situație în care s-au despărțit, au venit la voi sau după care s-au împăcat și atunci chiar v-a zăpăcit, va. Să știți că cealaltă persoană este o ființă care manipulatoare și ea. Pun degețelul pentru nuditate. Nu este o nuditate evidentă, dar mai bine am grijă. Această persoană, să știți că îi, cum să vă spun, face ce face și îl atrage. Aici văd o energie feminină care atrage energia masculină pentru propria mândrie. Nu îl las. Am impresia că această persoană știe de voi sau a aflat de voi. Sau persoana voastră s-a scăpat la această ființă. Și este o, cum să vă spun, nu știu cât ține la el sau îl iubește, însă face tot posibilul să-l atragă de partea ei, tocmai pentru a vă face în ciudă această ființă. V-am spus, poate, nu știu, pozând lasciv, dansând lasciv, făcând lucruri care până la urmă, nu știu. Foarte multă senzualitate, foarte mult eros. Ei foarte clar au consumat această relație și la nivel intim și cred că foarte tare îl atrage din acest punct de vedere, sub acest aspect. Dar v-am zis, sufletul este în altă parte pentru că l-ați învățat de-a lungul vremii. Poate că aveți o relație de vreo 8 ani, chiar dacă n-ați fost un cuplu, să fiți așa, știți cum, la distanță, dar să vă simțiți unul pe celălalt, asta nu simte cu această persoană. Însă, împarte patul și împarte această relație din punct de vedere sentimental și din punct de vedere, mă scuzați, intim și atunci este foarte atras, mai ales dacă voi n-ați avut, nu ați apucat să faceți acest lucru, n-ați vrut, nu s-a întâmplat, relație la distanță, relație neconsumată. Haideți să vedem ce întrebări își pune persoana voastră vis-a-vis de viața sa, de voi și de cealaltă persoană și să vedem ce va fi. Haideți să vedem în ceea ce vă privește pe voi. Ce întrebări își pune cel sau cea la care vă gândiți dumneavoastră? Nu știe, vedeți? Nu știe ce simțiți dumneavoastră dacă a apărut cu el sau ea bravând pe rețelele de socializare. Oare am făcut-o geloasă, oare l-am făcut gelos? Pentru că dorința sa de a reapărea fulgerător pe neașteptate împreună cu această persoană a fost, în primul rând, să vă
facă geloși sau geloase. Se întreabă dacă ceea ce a făcut a avut efectul scontat. Sper doar să nu fie caz patologic această persoană. Adică în loc să trăiască frumos, uneltește, manipulează, astfel încât să vă facă pe voi gelos sau geloase. Și posibil să aibă un impact, un ultim impact. Ceea ce a făcut în momentul de față s-ar putea să vă întoarcă la 180 de grade și să puneți capăt aceste relații definitiv și irevocabil. Urmând ca toată această îndoială, toată această durere să se transforme într-o avalanșă emoțională care va rade toate emoțiile construite între dumneavoastră și această persoană, făcându-vă astfel vouă un serviciu. Această persoană crede, wow, ce final! Această persoană crede că făcând acest lucru, împușcă doi iepuri dintr-o dată. Adică, pe de o parte, rămâne cu această persoană, pentru că sunt în momentul de față pe aceeași frecvență, amândoi împart această superficială iubire, trăiește momentul, etc., etc., iar pe dumneavoastră vă determină să nu vă mai gândiți la el sau la ea și să vă vedeți de viață, fără ei sau fără ele. Dacă mă întrebați pe mine, mie mi se pare că este o ființă care se crede realmente că ajută prin chestia asta. Adică este sigur că vă ajută pe voi să-l uitați sau să uitați. Pentru că meritați ceva mai bun, nu pe el sau pe ea. V-ar spune să vă ascultați inima și să vă dați seama că cel de care aveți nevoie sau cea de care aveți nevoie nu este el sau nu este ea. Mai ales dacă dumneavoastră aveți pe cineva sau urmează să alegeți pe cineva. Dacă aveți o conexiune extraordinară cu alte persoane, să le dați lor mai multă dragoste și nu acelora despre care vorbim. Nu așteptați nimic în schimb, să vă dea aceste persoane în schimb. Și se bucură, îi face foarte mare plăcere pentru că simte că prin toate aceste acțiuni v-a salvat pe voi și că practic toate acțiunile sale au fost în favoarea dumneavoastră. Pentru că are un soi de iubire pe care dumneavoastră nu o să-l înțelegeți niciodată. Haideți să vedem gândurile vis-a-vis de această persoană mai tânără care îl atrage. Cu litera A, văd aici. Aș putea să dau vina pe mine că îmi doresc o astfel de relație? Aș putea să dau vina pe această persoană care m-a atras? Aș putea să dau vina pe lume pentru nefericirea mea? Este o persoană nefericită, dragii mei și dragile mele, din câte văd și din câte simt, pentru că este încărcată de vini, are o grămadă de vini, încearcă să-și învețe lecțiile. Oricine este vinovat de greșelile sale, mai puțin el sau mai puțin ea, încă există un mare necunoscut, un mare vid în capul său. Deci, în momentul de față, persoana asta are un mare gol în suflet, un mare gol în inimă, un mare gol în cap. Nu știu cum să vă zic. Nu știe. Habar n-are ce face mâine. Încearcă să se responsabilizeze. Este și responsabilă dacă este să
mă iau, adică să mă iau, normal, aceste mesaje, asta și spun. Este iresponsabilă, se joacă cu sentimentele altora, dragii mei. Și știe, este o luptă. Lupta cu acel demon s-ar putea chiar să fie această lipsă de responsabilitate și joc de emoții. Vinde emoții. Și nu este corect pentru că roata se întoarce. Încearcă să dea vină, v-am zis, nu pe el sau pe ea, ci pe copilărie, pe cei care au fost în jurul lui, în jurul ei, dă vina pe nefericirea sa, pe alții, inclusiv pe voi. Nu simte că aparține în nicio parte, nu știe unde va merge mâine, însă există doar ideea de a iubi sau doar iubirea în capul său îi dă curajul să trăiască. Este îndrăgostit de ideea de iubire, nu de persoană. Însă cu voi e greu pentru că v-am zis, voi sunteți calea grea, cealaltă este calea ușoară. Însă va trebui să facă rapid o alegere, dar pentru a face o alegere va trebui să se simtă el sau ea pregătit 100%. Își va ascurta inima și în funcție de asta o să vadă încotro destinul. Destinul îl va conduce sau o va conduce. Haideți să vedem o carte de final pentru această persoană din punct de vedere al iubirii. Ce urmează? Ce va fi cu voi, cu voi? Ce va fi cu conexiunea aceasta dintre voi? Posibil să fie în foarte multe situații dragostea vieții dumneavoastră și invers și viceversa. Nu contest acest lucru. El oricum n-a mai iubit atât de tare și atât de pur cum va iubi pe dumneavoastră și invers, pentru că o dragoste neîmpărtășită și intimă a contat foarte tare. Va rămâne atrasă de această persoană de voi în continuare, se simte atrasă față de voi, simte o iubire sau simte acea experiență romantică, o simte prin toți porii, acea relație ideală o simte că a avut-o doar cu voi. Însă, în momentul de față, trăiește prezentul cu plenitudine, plenar. Adică, ce are pentru voi nu va mai avea pentru nimeni, dar în perioada aceasta trăiește exact momentul. Dacă acea persoană îl atrage, ok, s-ar putea să mai cunoască și pe altcineva, să meargă și cu acea persoană. Mai ales dacă această ființă a scăpat cumva dintr-o situație o situație care au limitat-o, o căsătorie, o relație stabilă de foarte multă vreme și așa mai departe, acum că este liberă, dacă a divorțat sau dacă este separată persoana asta, va trăi, cum să vă spun, lasă-mă să copilăresc puțin pentru că după aia știu eu ce am de făcut. Pe tine, adică pe dumneavoastră, încerc să te eliberez, gândește-te că eu nu sunt persoana potrivită pentru tine sau nu mai sunt persoana potrivită pentru tine pentru că, vedeți, dumneavoastră s-a schimbat absolut enorm în ultima perioadă. Nu este corect să vândă, în ghilimele de rigoare, emoții și să vă facă să credeți până la urmă ce nu este adevărat, consideră că v-a făcut bine și va accepta să trăiască de astăzi pe mâine până când își va învăța lecția. În momentul în care își va termina acești demoni, posibil să ia o hotărâre, dar până atunci o să mai facem, bineînțeles, din seria 1001 de nopții cu 1001 de etalări, continuarea poveștilor. Energiile se schimbă și știți că de fiecare dată nu aduce anul, ce aduce ceasul. O să vedem ce schimbări se petrec și în această săptămână, pentru că v-am spus într-o etalare anterioară, este o săptămână încărcată de schimbări.
schimbări, de provocări, sunteți așa cumva sub presiune, cu emoții care vor fi la apogeu, mai ales când veți afla nu știu, poate că veți afla acest secret pe care vi l-am împărtășit astăzi, în sfârșit. O să mai vedem și în continuare. Până atunci, dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele voastre, vă mulțumesc foarte mult pentru înscrieri. Salut noi abonați, vă îmbrățișez cu mare, cu mare drag. Mulțumesc pentru aprecieri, mulțumesc deopotrivă pentru critici argumentate. Îmi asum absolut orice critică, atâta vreme cât nu este jignitoare și răutăcioasă. Vă mulțumesc pentru toate, în egală măsură, sunteți în rugăciunile mele. Aveți grijă de voi și vă doresc să aveți o săptămână încărcată de echilibru, liniște, armonie, pace sufletească și multă iubire. Numai bine, dragii mei! Pa, pa! Vă iubesc!